Trei fetițe de doar 5 ani din Petroșani au câștigat la campionatele naționale de gimnastică aerobică 2 medalii de aur la categoria lor de vârstă. Pentru performanța lor, cele trei micuțe sportive, Raisa Ungureanu, Maia Cojocaru și Vanessa Poroșnicu, au fost recompensate cu premii în bani de către reprezentanții primăriei din localitate. Mai exact, cele trei gimnaste plus antrenoarea lor, Adriana Popa, au primit câte 1000 de lei. Premierea s-a derulat la o grădiniță din cartierul Aeroport cu ocazia derulării carnavalului toamnei. Acțiunea de astăzi are o dublă, dacă vreți, semnificație. Este festivalul toamnei pe care l-au pregătit acești copii minunați și cadrele didactice de aici, de la grădiniță. Pe de o parte, iar pe de altă parte am vrut să marcăm într-un cadru festiv faptul că trei fetițe de la grădinițele din Petroșani au câștigat 2 medalii de aur la concursurile de dans aerobic, gimnastică aerobică, și sigur am venit cu o veste bună, le premiem pe fiecare dintre ele și pe doamna Adriana Popa, care este instructorul lor, cu suma de 10 milioane de lei. Este un premiu stimulativ, dacă vreți, și este un mare lucru faptul că copiii din Petroșani sunt încurajați să facă mișcare, să facă sport de la cele mai fragede de vârste. Pe de altă parte, alături de mișcare și de petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut și nu neapărat în fața televizorului sau a calculatorului, vedeți, se discută astăzi aici și despre o alimentație sănătoasă, o alimentație care să asigure copilului tot ceea ce are nevoie din punct de vedere al vitaminelor, proteinelor și așa mai departe. Și, sigur, noi, administrația publică locală, nu facem altceva decât să încercăm să asigurăm cele mai bune condiții pentru ca ei să poată să învețe și să poată să facă mișcare. Am venit împreună cu doamna director, Lucia Muntean, care este alături de mine, și sperăm ca pe viitor să facem mult mai multe lucruri pentru ei, fie că vorbim de bazin de not sau de săl de sport sau de tot felul de activități care să-i poată pregăti pe acești copii pentru ceea ce urmează fiecare în viață. Și este un îndemn al nostru către părinți, cărora le mulțumesc pentru grija pe care au față de copii și față de ceea ce se întâmplă în orașul nostru. Îi îndemn pe toți părinții să-și lase copiii la activitățile sportive, la activitățile culturale, la orice activitate în comunitate. Pe lângă practicarea sportului, micuții care învață în grădinițele din Petroșani sunt învățați și să se alimenteze sănătos. Acțiunea de astăzi este o continuare a unui șir lung de acțiuni pe care le-am avut de-a lungul timpului în grădinițele noastre privind alimentația sănătoasă a copiilor. Acest festival al toamnei a adunat la un loc pe părinți, pe copii, pe cadre didactice, iar întâmplarea fericită a făcut că peste această bucurie a comunității a venit o veste foarte frumoasă, că trei dintre fetițele orașului Petroșani, între care și o fetiță înscrisă în grădinița noastră, au primit 2 medalii de aur la concursul național de gimnastică aerobică. Am îmbinat cele două frumoase evenimente, astfel încât să îi bucurăm pe toți copiii, dar și să oferim un exemplu celorlalți copii că atunci când muncești, când te duci să-ți petreci timpul liber într-un mediu constructiv pentru formarea personalității tale, poți să realizezi performanță. Aceste fetițe, deși atât de mici, au reușit să obțină 2 medalii de aur. La manifestare a fost prezent și directorul Clubului Copiilor din Petroșani, locul în care cele 3 copile se pregătesc pe linie sportivă. Maia, Raisa și Vanessa sunt 3 exemple pentru copiii dumneavoastră ce se poate face și prin sport performanță. Performanța lor vine atât la Festivalul Național al Gimnasticii Aerobice de la București, cât și la Cupa Pregătirii de la Slatina, unde au obținut premiile întâi la grupul de trio. Ce să zic, le felicit și vă aștept și pe dumneavoastră, dacă vreți, prin aceste rezultate să vă aduceți copiii la Clubul Copiilor din Petroșani.
Pe de altă parte, cu ocazia aceleiași manifestări, primarul Tiberiu Iacopriții a precizat că anul viitor va fi înființat o nouă unitate școlară dedicată doar micuților cu vârste cuprinse între 1,5 și 2,5 ani.